mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Această sticlă de șampanie este pentru tine. Îți poți da seama din partea cui ar veni surpriza? Da. Din partea părinților. Avem și un mesaj de felicitare pentru tine. La mulți ani, băiatul nostru, drag și frumos. Astăzi este o zi specială pentru noi toți, familia ta. Să rămâi așa cum te știm noi, ascultător și înțelegător. Ne bucurăm că ai împlinit o vârstă frumoasă de 18 ani. Suntem cei mai mândri părinți că te avem ca și copilul nostru. Ne pare rău că nu suntem alături de tine în această zi specială și îți dorim multă fericire și bucurie. Te iubim din partea părinților și a fraților tăi. Am plătit, am plătit.
și aștept acasă. Mi-e dor de ei. Îi mulțumesc, nu s-o primei. Îmi e dor de ei și aștept, abia aștept să-i văd. Dumnezeu să ne binecuvintează. Fata mea, fata mea, ginele mele, să le dă puterea, să le dă sănătate, că este fata mea Camelia și ginele meu TV, de mi aștept să vin să ia pe băieții. Este bunica lui Renaldo și doresc mulți ani să ne fericiți, să fie sănătos fiecare an și să trăiască părinții alături de familia lui. Cumnata, Dumnezeu să le binecuvintează, le așteptăm cu drag să vină acasă și Dumnezeu să le păzească și să le binecuvintească. Să vină cu pace și cu liniște acasă și Dumnezeu să-i trăiască copilul și Dumnezeu să le binecuvintească. Care va veni copilul. Eu, sora cea mai mare, doresc multă sănătate lui sora mea, lui cumnatul meu, la frații mei, surorile mele, toți care sunt în Anglia, în Irlanda, toți care mă audă și pentru nepotul meu să-i ajute Dumnezeu să vină sănătos și acasă. Cruscul meu, am venit la TV, că e nepotul meu TV. Îl doresc sănătatea multă, să vină acasă să-l văd. Eu sunt mătușa lui Renaldo și îi doresc multă sănătate și mulți ani fericiți.